astăzi avem ocazia să deschidem o mică sală în orașul Bălți, Zai Boxing Club. Am început de la mic, dar sperăm că să ajungem la mult mai mare. În sală avem deja o comandă bună din jur de 20-25 de copii. Suntem băieți cu experiență bună ca antrenor, ca sportiv. Doresc mult în viitor să cresc o generație mare de campioni acestui oraș, acestei regiuni. В данном зале я работаю тренером, я тренирую ребят, тренирую молодежь, тренирую детей, готовлю будущее поколение. Да, уже есть хорошие перспективные ребята, ребята трудолюбивые, в Бельске вообще очень много молодежи. Мы стараемся привлечь как можно больше детей, подростков, и я думаю, будем достигать больших результатов в будущем. Да, я Вемонкон Мембру, фамилия Thai Boxing Club, практик. Tot să-l cunoaștem pe Adrian Martin, este un luptător destul de vestit, multiple campion național la kickboxing Muay Thai. Și suntem foarte bucuroși că o să mai avem o filială, și anume orașul Bălți, în capitala nordică a Republicii Moldova. În primul rând, scopul principal este dezvoltarea și popularizarea sportului în toate regiunile a Republicii Moldova și este ținut de Federația de K1 Amatori, Federația de Muay Thai, box tailandez a Republicii Moldova, și anume să creștem un spirit ce legat de sport corect pentru generațiile următoare și așteptăm să avem cât mai mulți campioni naționali, mondiali, europeni și împreună să facem un lucru mare și să ducem faima Republicii Moldova chiar și pe țipătate. Și nu în ultimul rând, vrem totuși să popularizăm sportul organizând diferite campionate, chiar și pe K1 amator și pe Muay Thai. Anume în Bălți, pentru că este multă lume, sunt mulți fani acestor sporturi. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor echipei Thai Boxing Club, toate filialele, pentru că suntem o echipă unită, mare și avem un scop comun spre care mergem. Și, în ultimul rând, domnului Dorin Damir, președintele Asociației FIE, pentru că este tot timpul alături de noi, chiar ne ajută din toate direcții și pe plan de promovare a sportivilor, a clubului și, în unele cazuri, chiar și în plan financiar. Și, desigur, compania Pecos Auto este mereu alături de noi, în conte cu domnul Bolea Petru. Cu mare mulțumim și sperăm că o să mergem tot așa mai departe, pași mari, să aducem rezultate frumoase. Cred că ar fi bine cât mai multe țări deschise în a noi Republică, pentru că ca tineri trebuie să aibă motivații, având așa o țări extraordinare, cum sigur că tinerii vor începe să practice acest gen de sport, cum este kickboxing-ul, și, cum spun, o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Așa că practicați kickboxing-ul și tot să fie bine. Fără un suport ca întotdeauna, nu poți să dezvolta sportul. Dar când vezi că primești roada, înțeles că ești cu intenție ca să faci un ajutor. Astăzi s-a deschis filiala la Bălți, în partea companiei Pecos Auto, le-am adus două perechi mănuși, patru pierne și să aibă băieții rezultate mai departe. Da, evident e sărbătoare, e mărirea familiei ca o nouă naștere. Evident ne așteptăm la rezultate. Suntem gata să venim mereu sau îi așteptăm în ospiții la noi pentru schimb de experiență, pentru a contribui la aceste rezultate, nu doar la să le așteptăm. Eu занимаюсь где-то год. Папа решил, что я должен ходить на тайский бокс. Мне нравится бить на лапах, на макеварах. Я хочу стать чемпионом мира. Мне плакутку мы копии с антрена за шамбушил. Мажут капсаму с анатаки бонус с фильмой «Петерник». Капсажунг шил не чемпион, каш антренор мяу.